Un băiețel de 4 ani ar putea avea un viitor în Formula 1 după ce a luat mașina mamei sale la o plimbare în Olanda. Poliția din centrul orașului Utrecht a declarat că micuțul a tamponat sâmbătă două mașini parcate înainte de a părăsi locul în pijama și în picioarele goale. Trecătorii îngrijorați au sunat la poliție după ce l-au văzut mergând singur pe stradă în frig. Nimeni nu a fost rănit în timpul escapadei sale, polițiștii spunând pe Instagram că au descoperit un nou Max Verstappen. Poliția a scris că copilul s-a trezit sâmbătă când tatăl său a plecat la muncă și a luat mamei sale cheile de la mașină pentru a merge cu mașina. După ce polițiștii au fost chemați să-l ia, a venit un raport al unui vehicul abandonat în apropiere, care părea a fi lovit două mașini parcate. Mașina era înregistrată pe numele mamei băiețelului, iar ofițerii au sunat-o. Când i-au mânat telefonul tânărului, polițiștii au spus că a mimat conducerea și a făcut gesturi de întoarcere a volanului. Ne-am dat seama apoi că copilul ar fi fost șoferul, a continuat postarea pe Instagram. Copilului de 4 ani i s-a dat niște ciocolată caldă la secția de poliție și un ursuleț de pluș înainte de a se reîntâlni cu mama sa. Împreună au mers la locul accidentului, unde a fost întrebat dacă poate arăta cum funcționează mașina. Copilul, descris de mama lui ca fiind descurcăreț, a deschis mașina cu cheia, a pus-o în contact și a mutat piciorul la pedala de ambreiaj de accelerație, a spus poliția. Ofițerii i-au îndemnat pe părinți să-și ascundă cheile în viitor de la mașină. Din fericire, aventura acestui mini șofer s-a încheiat fără probleme.